Ce mai mănânc astăzi? Multă lume care vrea să slăbească își pierde interesul pentru diete după zile în șir cu salate, pește și piept de pui la grătar. Astăzi îți amintesc de faptul că poți consuma conopidă. Conopida face parte din familia cruciferelor, legume extrem de sănătoase cu puține calorii. Conopida are 25 de calorii la 100 de grame și este bogată în fibre, vitaminele B, C și K, dar are și mult calciu, fosfor și fibre, ceea ce o face perfectă pentru o zi cu alimentație light. Conopida poate fi coaptă și consumată cu sosuri ușoare de iaurt sau poate fi gătită cu usturoi, sos de roșii și condimente. Din conopidă se pot face supe, piureuri sau garnituri la pește. Conopida poate fi consumată și crudă, alături de nuci, migdale și brânză de capră. De altfel, conopida este un aliment preferat de către vegani și de către cei care țin regimuri keto. Din conopidă se poate face un blat de pizza keto, de exemplu. Îți mai zic atât. Dacă mănânci conopidă din belșug, te bucuri de protecție împotriva bolilor de inimă și a cancerului. Doar cei care au gută sau nivel crescut de acid uric în urină trebuie să discute cu medicul dacă au voie sau nu conopidă. Atât pentru astăzi. Pentru informații despre dietă și nutriție, te aștept și pe canalele noastre de YouTube, Instagram și TikTok. Nu uita ca pe YouTube să activezi notificările.